cu câteva săptămâni în urmă, aici, la sfatul unui prieten să oprim deprișările, am venit să văd ce se întâmplă în rezervația Bejan. Aici au început, erau amplasate o rulotă, niște pancarde care avertizau că vor tăia parchet din rezervația Bejan. Am anunțat asta în timpul protestelor noastre și după cum o să vedeți mai departe, s-au stopat. Înseamnă că erau ilegal, din punctul nostru de vedere. Dacă sunt ilegal, am vrea să fie pedepsiți toți. Acele avize au fost false. După cum vedeți, oameni buni, ca și acolo jos, și aici, cât vedeți cu ochii, era pădure acum 2 ani de zile. În 2 ani de zile nu s-a plantat nimic, decât natura și-a făcut de cap și au crescut bălării. Natura nu moare, dar noi nu avem aer, că nu avem păduri. Bună, oameni buni! După cum vedeți, în spatele meu a fost un pete din rezervația Bejan. Aici s-a măcelărit pădurea. Se spune că a fost legal. Nu știu cum, dar datorită protestelor noastre a încetat activitatea pe aici. Probabil urmează anchete. Fiți cu ochii pe noi, suntem pe ei.